Anul 2021 va intra în istoria Republicii Moldova drept anul scumpirilor. Este concluzia expertului economic Vyacheslav Ioniță. Acesta a realizat un bilanț economic al anului 2021, în care a constatat că majorările de prețuri au fost mai mari chiar decât cele din anul 2015, când din sistemul bancar a fost furat $1 miliard. Ioniță spune că scumpirile au fost influențate atât de factori interni, cât și de cei externi. Expertul Vyacheslav Ioniță spune că anul 2021 se caracterizează printr-o creștere galopantă a prețurilor la toate mărfurile și serviciile. Anul 2021 va intra în istoria noastră ca anul inflației sau anul prețurilor. Deci tot ce a putut crește, toate prețurile care au putut crește, s-a întâmplat acest lucru. Cel mai mult ne-a afectat creșterea prețului la gazele naturale. Contractul negociat de actuala guvernare a adus moldovenilor cel mai mare preț din istorie pentru gazele naturale, potrivit lui Vyacheslav Ioniță. Prețul de import a gazului, evident, a lovit în tarif. Aici v-am dat tarif începând cu anul 1995, când noi pentru 1000 de metri cub plătim 28 de bănuți. În prezent, noi am plătit în acest an 4,30 lei și am avut acum cea mai mare creștere din istoria noastră a tarifului, până la 10,26 lei, fără tavan de 8%, în total peste 11 lei. Alături de gazele naturale au crescut și prețurile pentru carburanți. Acest lucru a produs scumpiri în lanț și niciun domeniu nu a rămas afectat, a mai precizat Ioniță. Factorii de bază sunt produsele energetice, produsele alimentare, transportul care îți scumpește celelalte mărfuri. Pe rezultat avem această inflație galopantă care lovește noi, plus avem și specificul nostru autohton, drept rezultat avem o creștere a prețurilor. Partea negativă este că scumpirile nu se vor opri aici. Potrivit prognozelor făcute de economistul Vyacheslav Ioniță, în anul care vine cel mai mult se vor scumpi produsele alimentare. La produsele alimentare, cel mai probabil prețurile vor crește cel puțin cu 17,5%, posibil și mai mult chiar, și lucrul acesta iarăși ne duce la recordul din ultimii 18 ani. Deci anul acesta, dacă este anul prețurilor, este anul prețurilor, din nefericire pentru noi toți. Expertul a mai menționat că și prețurile la apartamente în acest an au înregistrat o creștere istorică, ajungând la un nivel mediu de 870 de euro pentru un metru pătrat.